Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă prezint o pagină înnegurată a istoriei noastre. Execuțiile lui Horea și Cloșca pe dealul Furcilor din Alba Iulia. Ancheta Comisiei Austriece, declanșată la Alba Iulia în ianuarie 1785 pentru condamnarea lui Horea, Cloșca și Crișan, a durat aproape o lună. Ca să poată îndeplini ordinul împăratului de la Viena, a fost adăugat sentinței articolul ce prevedea pedeapsa cu moartea prin zdrobirea oaselor condamnatului cu roata. Capii răscoalei de la 1784-1785 au fost prinși prin trădare la sfârșitul anului 1784. Ulterior au fost aduși la Alba Iulia. Horea și Cloșca au fost încarcerați la porțile a treia și a patra cetății ridicate de austrieci la Alba Iulia pe spatele țăranilor români. Crișan a fost întemnițat în vechiul corp de gardă, o clădire azi dispărută, până în 13 februarie 1785, când și-a pus capăt zilelor. Prima sentință pronunțată la Alba Iulia a fost pentru Crișan în 14 februarie 1785. În urma ordinului onorabilei comisii Cezaro Regal instituite de majestatea sa, pentru cercetarea și înfrânarea tulburărilor ivite între țăranii din Marele Principat al Transilvaniei, s-a pronunțat la data de mai jos contra unui făcător de rele care a fost supus cercetării, împreună cu alți capi ai tulburării, anume George Crișan, locuitor în Cărpiniși, în Comitetul Alba, înătate de 52 de ani, de religie veche și supus cameral, ale cărui crime s-au constatat prin depozițiile martorilor juraților care încă înainte de a se pronunța sentința s-a sinucis în închisoare, se spune, în sentința dată de comisia de anchetă. Prin faptele sale, George Crișan, ca unul care a tulburat liniștea publică cu rea credință, ca agitator și amăgitor al poporului de rând, ca incendiator scelerat și crud ucigaș, s-a făcut vinovat de crimele cele mai grave și neiertate, atât cu propria persoană, cât și pentru crimele comise de poporul ajutat de dânsul. Și în sfârșit, ca să poată scăpa de severitatea meritată a judecății, s-a făcut propriul său ucigaș, concluzionau anchetatorii lui Crișan. Ca să dea o imagine și un exemplu de oroare acestei pedepse, corpul neînsuflețit al acestui criminal principal, Crișan, să fie târât la locul de osândă și acolo în conformitate cu codul criminal carolin și terezian, articolul despre ofensarea majestății civile, rebeliune și articolul despre pedepse în general, călăul să-i taie capul și să-i despice corpul în patru, capul să-i se pună în țeapă, în satul său Cărpiniș, iar celelalte patru părți să se tragă, să se pună pe roate, anume partea de sus a corpului, să se expună la abrud, o parte de jos la Bucium, în Comitetul Alba de Jos, a doua parte de sus la Brad și a doua parte de jos la Mihăileni, în Comitatul Hunedoara. Sentința a fost pusă în practică de călău două zile mai târziu, la 16 februarie, iar bucățile corpului lui Crișan încărcate pe car, duse și expuse în locurile indicate. Pentru Horea și Cloșca s-a pronunțat o sentință comună la 26 februarie 1785 și a fost publicată în aceea zi. Actul s-a citit lui Horea și Cloșca în nemțește de către auditoriul miliției de graniță, iar în românește de către interpretul contelui Iancovici, cel care a coordonat ancheta. Sentința. În procesul criminal intentat contra lui Horea, numit alb minterea și ursul Nicola din comuna Râu Mare, înătate de vreo 54 de ani, de religie neunită, căsătorit și supus cameral, apoi contra lui Ion Cloșca din Cărpiniști, tot din Marele Principat, înătate de vreo 30 de ani, de religie neunită, căsătorit și de asemenea supus cameral, Comisia Aulică Cezaro Regală ordonă preagrațios din partea majestății sale să cerceteze tulburările și să cheme la ordine pe țărani, a stabilit în drept potrivit legilor preanalte. Amândoi Horea Cloșca, în conformitate cu articolul 62 despre tulburări și tumulturi și articolul 90 despre tâlhării, să fie aduși la locul de osândă, dealul Furcilor, și acolo să li se frângă cu roata toate membrele corpului, începând de jos în sus, mai întâi lui Cloșca, apoi lui Horea. Corpurile lor să fie tăiate în patru, capul și părțile corpului să se pună pe roate, pe lângă diferite drumuri, anume în comunele unde au săvârșit cruzimile cele mai scelerate, iar inimile și măruntaiele lor să fie îngropate la locul supliciului, se spune în sentința pronunțată pentru Horea și Cloșca. O descriere amănunțită a evenimentului sângeros din 28 februarie 1785 se află în scrisoarea lui Iosif Gabri, profesor la Institutul Teologic Romano-Catolic din Alba Iulia, trimisă unui prieten al său la Roma în 2 martie 1785. După cum prevedea sentința, în tocmai așa, în dimineața zilei de 28 februarie, pe la ceasurile 9:30, Horea și Cloșca au fost așezați separat pe câte un car special,
fiecare fiind însoțit de câte un preot schismatic, ortodox. E cu neputință să descriu convoiul și mulțimea care a fost de față. Ei au fost însoțiți de un escadron de cavalerie din Toscana în ținută de paradă, în mare pompă, de aproximativ 300 de pedestrași orășeni și de haiduci. Batalionul pedestrașilor i-a încadrat într-un careu, iar călăreții s-au așezat la cele două aripi. Eu, prin bunăvoința unui locotenent de cavalerie, am stat călare între batalionul în formă de careu și între cavalerie și astfel am văzut de la început execuția și parada, cum văd această foaie de hârtie din fața mea, se spune în scrisoarea transmisă la Roma. Scrisoarea călăului către judele orașului. Călăul orașului Alba Iulia era la acea vreme un țigan cu nume de principe, Grancea Racoții. Cele mai prețioase informații despre cel care i-a zdrobit cu roata pe conducătorii răscoalei de la 1784-785, Horea și Cloșca, apar într-o scrisoare pe care a adresat-o judelui orașului Alba Iulia. Documentul a fost scris în limba maghiară de vreun slujbaș al orașului în aprilie 1785, la puțin timp după execuția conducătorilor răscoalei, în care Grancea Racoții a avut rolul principal. E știut că în răscoala trecută, mulți din corifeii românilor au fost osândiți și a trebuit să execut după poruncă. Eram tocmit pentru execuții tocmai atunci la Sebeș, dar am fost oprit de nobilul comitet pentru osândiții de aici. Îmi poruncise să nu mă mici nicăieri din loc, căci vor fi mulți de executat. A trebuit des să-mi las câștigul de acolo, am și scrisoare despre asta, ca să nu fie nicio întârziere din vina mea. Dar deși am executat aici pe corifeii cei mari, pe mulți tovarăși de-ai lor, în tocmai cum cerea sentința și am cărat împreună cu ucenicii mei în patru părți trupurile lor tăiate în bucăți, după poruncă, am cerut și am umblat în zadar pe la slujbașii comitatului pentru plata ostenelii mele. Rog deci pe cinstitul și nobilul jude să-mi îndrepte plângerea acolo unde crede că voi putea dobândi răsplata trudei mele, căci acesta este meșteșugul meu obișnuit și învățat și dacă în acesta sufer vreo scădere, nu-mi pot ține nici eu viața. În nădejdea plății m-am încărcat și eu cu multe datorii, așteptând această dreaptă mângâiere rămân al domnului jude și al cinstitului și nobilului magistrat, săracă, supusă și credincioasă slugă, Grancea Racoții, călăul Albei Iuliei. Se arată în scrisoarea trimisă de Grancea Racoții către judele orașului. Istoricii spun că din conținutul scrisorii călăului ar trebui să înțelegem mai bine personalitățile situate în vârful piramidei feudale, de la împăratul de la Viena, nobilime și până la cel care a zdrobit cu roata. Plata călăului echivalentă cu prețul a 20 de vedre de vin. Judele orașului i-a respins cererea pe motiv că nu ei l-au angajat, ci țara, aluzie la împăratul de la Viena. În cele din urmă, cererea călăului a ajuns la guvernul Transilvaniei de la Sibiu. Grancea Racoții a primit suma de 51 de florini, câte 6 de cap pentru Horea, Cloșca și Crișan și câte 3 pentru execuția cu roata, tragerea în țeapă, spânzurarea și decapitarea celor 11 țărani răsculați, prinși în lunile noiembrie și decembrie 1784 și care s-au aflat în închisorile de la Aiud și Alba Iulia. Suma era echivalentă cu prețul unei vaci sau a 20 de vedre de vin. Toate sursele documentare indică locul de execuție a lui Horia și Cloșca pe dealul Furcilor din Alba Iulia, o terasă înaltă, situată în partea de sud a orașului și cetății. Monumentul ridicat în 1959 în cinstea conducătorilor răscoalei a fost plasat în partea de nord a terasei și nu pe locul cel adevărat, întrucât nu era cunoscut atunci, ci tot acolo a rămas. Răscoala iobagilor români din 1784-785 a avut un mare eco în Europa și America. Pentru prima dată s-a aflat de existența în Transilvania unei națiuni majoritare de origine neolatină românii, a căror soarte era dintre cele mai nenorocite din Europa. La 28 februarie 1785, la Alba Iulia, pe dealul Furcilor, erau executați prin tragere pe roată Horea și Cloșca, doi dintre conducătorii răscoalei din 1784. Pentru ziua execuției au fost adus sub drastică poruncă împărătească câte 3 oameni bătrâni și 3 mai tineri din 419 localități din comitatele răsculate ale Transilvaniei. În total 2515 oameni. Execuția prin tragere pe roată s-a desfășurat după un ritual dinainte stabilit. Mai întâi a fost executat Cloșca, care a primit 20 de lovituri, în timp ce Horea asista în picioare. A urmat Horea, care i-au dat 4 lovituri prin care i-au zdrobit picioarele, apoi călăul, un țigan pe nume Grancea Racoții din Alba Iulia, i-a zdrobit pieptul și după alte 8-9 lovituri și-a dat sufletul.
Conform sentinței, organele interne au fost îngropate pe dealul Furcilor, iar corpurile le-au fost tăiate în patru părți și puse în țeapă în cele mai importante localități din comitatele Alba și Hunedoara pentru intimidarea poporului. Corpul lui Crișan a fost tratat în aceeași manieră. Pentru a-l prinde pe Horea, nobili au pus pe capul lui un premiu de 300 de galbeni. Pasurile de trecere în țara românească și Moldova erau riguros supravegheate ca nu cumva capii revoluției să fugă acolo. Guvernul din Viena a intervenit și la Constantinopol pentru ca turcii să nu dea azil răsculaților transilvani. Prin trădare, la 27 decembrie 1784, de către pădurarul Anton Meltzer din Abrud, Horea și Cloșca au fost prinși în pădurea Scorușetului din munții Gilăului. În 30 ianuarie 1785 a căzut prizonier și Crișan, vândut de 9 țigani greco-catolici din Cărpeniș, căpetenile lor fiind preoții greco-catolici din acel sat, tată și fiu, Popa Moise și Popa Moise cel tânăr. Arestații au fost depuși la Alba Iulia. S-a constituit o comisie de anchetă condusă de baronul Anton Iancovici, care a cercetat desfășurarea răscoalei și pe cei trei conducători ai acesteia. Horea și Cloșca au fost supuși cele mai grele pedepse prevăzute de Constituția Criminalis Tereziana, prin frângerea cu roată. În ziua de 28 februarie, orele 9, a început procesul în execuții. Horea și Cloșca au fost transportați în două care separate, având alături până în momentul execuției pe preotul Rațiu din Măierii Bălgradului. Procesiunea era încadrată de un escadron de cavalerie de Toscana și aproximativ 300 de pedestrași și husari. Pe dealul Furcilor, azi dealul lui Horea, în jurul podiumului amenajat, au fost aduși cu forța câte 3 tineri și 3 bătrâni din peste 400 de sate din cele 4 comitate apropiate, unde s-au desfășurat principalele evenimente ale răscoalei. După citirea sentinței în limbile maghiare, germane și română, călăul Albei Iulia cu ucenicii săi începură execuția. Modul în care era practicată zdrobirea cu roata se cunoaște din codicele terezian, din documente și este aici mai ilustrată de unele reprezentări grafice contemporane. Condamnatul era așezat pe spate în poziția răstignit pe un pat lucrat fie din două bârne cioplite îmbinate în formă de X, pe care era legat de mâini și de picioare, fie în formă simplă. Mâinile și picioarele condamnatului erau legate la capete de săruși, iar sub el, mai ales pe sub picioare și pe sub mâini, erau așezate curmezici la mici distanțe, bucăți de lemn, cum se pare că a fost cazul aici. Roata de execuție era o roată de car obișnuită sau mai mare, cu butucul plin și neferecată. În schimb, având fixat pe circumferință, la o parte, o șină de fier în formă de citit. Călăul se așeza în picioare deasupra condamnatului, mai precis deasupra locului unde avea să lovească, fixând roata cu ambele mâini de obez, perpendicular cu fierul în jos, și așa izbea la intervale mai lungi sau mai scurte, de obicei în dreptul spațiului dintre bucățile de lemn, astfel ca orice lovitură de roată să fie o frântură de os sigură. Pe una din stampe citim și prescripția că intervalul dintre lovituri să fie de 3 minute, răstimp în care călăul făcea cu roata fel de fel de mișcări pentru a da cât mai mare spectaculozitate execuției. Iar dacă din lovitură condamnatul ar leșina să fie trezit, aruncând peste el o găleată de apă. Arta călăului era de a prelungi chinurile condamnatului, de a-l face să îndure din plin fiecare lovitură și de a-l ține în cursul execuției treaz și cât mai mult în viață, ca să îndure cât mai multe. Lovitura de grație, care se dădea în dreptul inimii, era o favoare. Ea era mortală. La sfârșit, călăul, cu ucenicii săi care l-au ajutat în toate fazele execuției, procedau la operațiile prescrise de sentință și la vehicularea părților în locurile indicate. Înainte de moarte, Horea și Cloșca au fost împărtășiți creștinește de preotul neunit Nicolae Raf, care în prealabil le scrisese la amândoi și testamentele. Din ce avea să urmează, Crișan s-a spânzurat în închisoare cu nojițele de la opinci, la data de 13 februarie 1785. Capul său a fost expus într-o țeapă în fața propriei case. Trupul i-a fost despicat de călău în bucăți, iar acestea trimise și expuse public în diverse localități, Abrud, Bucium, Brad și Mihăileni, ai căror țăranțe răsculaseră, cu scopul de a îngrozi pe aceștia și a-i descuraja ca să nu mai încerce pe viitor să se ridice împotriva nobilimii maghiare din Transilvania. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Pe curând!